În municipiul Deva, ca în toată țara, de altfel, în noaptea de 1 spre 2 mai, nu vor fi restricții de circulație pe timpul nopții pentru credincioșii care vor să participe la slujba de înviere. Dar apoi se revine la respectarea măsurilor de siguranță sanitară aflate în vigoare pe perioada stării de alertă. Pe de altă parte, Societatea de Transport Public Local Deva SRL a anunțat programul circulației autobuzelor din municipiu în perioada sărbătorilor pascale, acesta fiind unul redus. Astfel, mijloacele de transport local din Deva vor funcționa după următorul program. Sâmbătă 1 mai, traseul 1, program între orele 6 și 15 minute și 17 și 15 minute. Traseul 2, program între orele 7.30 și 19.30. Traseul 3, program între orele 5.30 și 19.30. Traseele 4 și 5, program între orele 5.30 și 18 și 15 minute. Și traseul 6, program între orele 5.30 și 19.30. Duminică 2 mai nu se circulă pe niciun traseu. Luni 3 mai pe traseul 1 nu se circulă. Traseul 2, program între orele 7.30 și 15.30. Traseul 3, program între orele 8.16, se circulă la interval de o oră. Traseele 4 și 5, program între orele 10 și 21 și 15 minute. Iar pe traseul 6, programul este între orele 7.30 și 15.30 și se circulă la interval de o oră. Începând de marți 4 mai, programul de circulație a mijloacelor de transport public local din municipiul Deva revine la normal.